Luna martie a început pentru angajații societății de salubrizare din Baia Mare cu multă treabă. Și asta pentru că luna lui Mărțișor este o perioadă optimă pentru curățenia de primăvară, atât în casele băimărenilor, cât și pe arterele de circulație și în zona spațiilor verzi. Pentru că munca este multă, conducerea firmei a stabilit un calendar al activităților și a zonelor în care se va interveni în săptămânile următoare. Astfel, în prima zi a săptămânii, angajații Drusal vor acționa în cartierul Vasile Alexandrii, în zona bulevardelor Unirii, Republicii și strada Pășunii, în cartierul Progresului, în zona străzii Florilor și în cartierul Orașul Vechi, între străzile Vasile Lucaciu și Gheorghe Șincai. Marți curățenia continuă în cartierul Orașul Vechi, pe și în apropierea străzilor Electrolizei, Luminișului și Horea, dar și în cartierul Republicii. De asemenea, se va interveni în cartierul Vasile Alexandrii, dar și în perimetrul străzilor Pășunii și Mihai Eminescu. Miercuri, cei de la Drusal vor interveni în cartierele Griviței, Valea Roșie și Săsar, în zona străzilor Victor Babe și Ile Caragiale, precum și în cartierul Traian, în zona străzii Moldovei. Joi se va interveni în cartierele Ferneziu, Firiza, Depozitelor și Săsar, între străzile Ile Caragiale și Iuliu Maniu, precum și pe porțiunea cuprinsă între strada Târnavelor și Casa de Cultură. Tot joi este zi de curățenie în cartierul Gării, pe străzile Neptun, Saturn și Jupiter și în apropierea acestora. Vineri s-a stabilit să se intervină în cartierele Bogdan Vodă, Traian, în zona străzii Oituz și Decebal, între străzile Cuza Vodă și Dragoș Vodă, în timp ce sâmbătă se va lucra în cartierul Valea Borcutului și pe strada Victoriei spre Ipeg.